Care poposiți deseori în frumoasa mănăstire a Preacuratei Maicii Dumnezeu din Dealul Mare, Mănăstirea Hadâna. N-aș dori să vă plictisesc, cu siguranță, frăție voastre, ați ascultat cu mare atenție cuvântul propovăduit de astăzi în Sfânta Evanghelie. Cred că a ajuns în inima dumneavoastră și aș dori să vă folosiți și de fiecare dată să fiți atenți cu trăire, cu evlavie, să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă foarte mulți credincioși, poate că nu înțeleg rostul Sfintei Liturghii, alții îl înțeleg, alții retrăiesc și trăiesc Cuvântul lui Dumnezeu propovăduit după Sfânta Evanghelie, dar cei mai de folos și mai mulțumitori este că frățile voastre, care într-adevăr sunteți podoaba bisericii, sunteți prezenți în casa lui Dumnezeu astăzi. Cât de plăcut este înaintea lui Dumnezeu când un creștin bun, evlavios, își caută de suflet cum se cuvine. Am avut astăzi un cuvânt de învățătură care cred că fiecare dintre noi ne regăsim în acest cuvânt propovăduit astăzi. Iertarea semnilor noștri. Dacă vom ierta, vom fi iertați. Nici să gândim sau să încercăm vreodată în viața noastră să luăm judecata lui Dumnezeu, să ne facem noi judecători. Fiindcă vom da răspuns în fața lui Dumnezeu, atât timp cât noi nu iertăm celor ce ne greșesc nouă. Ați văzut care ne este starea noastră? Fie preot, fie monah, fie creștin, dacă ai pică pe cineva, am avut și o pildă astăzi. Un pusnic și un ucenic care nu putea să ierte pe fratele lui. Și cum l-a pus învățătorul lui, pusnicul
să rostească Tatăl nostru. Și când a ajuns acolo și ne iartă nouă precum și ne iertă îngrijitorilor noștri, nu așa, fiule. Și nu ne ierta nouă precum și noi ne iertăm. Și atunci acel ucenic cu smerenie și-a plecat genunchii și a cerut iertare și l-a iertat pe fratele lui. Ați observat că resimțim când avem supărare pe cineva. Nu ne putem ruga. Dacă ai frică de Dumnezeu, chiar nici nu te poți odihni când ai supărare cu cineva. Apoi, cât de frumos spune acolo, dacă ai ceva cu fratele tău și nu te-ai iertat, lasă darul tău în fața Sfântului Altar, întoarce-te înapoi, cere-ți iertare și apoi intră în casa lui Dumnezeu și bine va fi primit darul tău și rugăciunea ta. Și să nu uităm nici pomelnicul, nici rugăciunea, nici postul, nici nimic ce facem dacă nu iertăm și avem ceva cu cineva, nu este bine primit înaintea lui Dumnezeu. Două, trei cuvinte aș fi vrut să vă dau, dar este prea cald și observ că dumneavoastră unii nu mai aveți răbdarea aia care o aveați înainte, când era mai răcoare, să spunem așa, dar dumneavoastră cred că v-ați folosit, că darul Duhului Sfânt intră în inima sufletul celui cu suflet curat și mintea curată, ochiul curat, curat privește, mintea curată este curată și privește în jurul lui tot curat. De aceea, încă o dată, Hristos Dumnezeu să vă răsplătească tuturor pelerinilor evlavioși care ați poposit astă noapte, ați avut o mare, mare blagoslovenie. Ați văzut? Darul Duhului Sfânt, cum lucrează prin unii credincioși care cu adevărat sunt evlavioși și își caută de suflet. Dumneavoastră, de pildă, veniți de fiecare dată și în toate posturile de peste an, unde, precum bine știți, preasfințitul Părinte Episcop Calin Botoșeneanu a promis și bine observ că se menține această frumoasă rânduială, unde va fi prezent și va săvârși taina Sfântului Maslu în fiecare post și astăzi la ora 17. Păcatelor lor, de la Hristos supăratul cel fără de moarte, Dumnezeu nostru cere, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie! Celor ce s-au pomenit acum cu tot neamul lor, s-a dormit în locul de la Dumnezeu, de altul de odină, prin rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru minuiește pe noi. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum.